Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Neamț a rămas fără fonduri pentru cursurile de reconversie profesională. În prezent se continuă doar cursurile de recalificare începute în lunile iunie și iulie. Pentru luna septembrie, la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă se derulează cursurile începute în lunile anterioare, respectiv lunile iunie și iulie. Bugetul alocat pentru acest an a permis începerea cursurilor doar în perioada amintită. Reamintim celor interesați că în anul 2015, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă a desfășurat un număr de 62 de cursuri pentru aproximativ 1300 de persoane în meserii pentru care suntem autorizați. Pentru perioada imediat următoare, suntem în studiu pentru a accesa fonduri europene și în cadrul acestor proiecte finanțate din banii europeni vor exista programe de formare profesională atât pentru persoanele care își caută un loc de muncă, cât și pentru persoanele cu risc de marginalizare socială. Conducerea Agenției de Ocupare a Forței de Muncă Neamț așteaptă noile fonduri după accesarea de proiecte europene care ar putea să ajungă în 2017. Până atunci, nu se organizează decât cursurile începute anul acesta.